Ne aflăm în drum spre Oltenița și spre Călăraș. Tocmai am trecut de sătucul care se numește Gruiu. Suntem în mare viteză în direcția Oltenița. O să vă filmăm casa în care m-am născut. Probabil dacă avem timp, dacă cred că o să avem, o să aprind și niște lumânări la mormântul părinților și surorii mele. Facem un vlog de călătorie București, Oltenița, Călăraș și retur. O să filmăm o biserică faimoasă la Călăraș. Mergem în portul Călăraș să filmăm bacul care trece la Bulgari. Filmăm cum se numește Chiciu acolo, brațul Borcea. Și după aia, dacă cred că o să nimerim și sala polivalentă și vechea prefectură. Călărașul e un orășel micuț, nu sunt așa de multe atracții, dar sper că o să iasă un vlog frumos. O să trecem între Oltenița și Călăraș, o să vă arătăm monumentul, de fapt e columna Gumelnița, civilizația Gumelnița de acum 6.000 de ani, care împreună cu civilizația Boian și Cucuteni au fost cele mai importante aici în sudul României. La Oltenița e o colină, așa numit Turtel, care are o vechime de 6.000 de ani, dar nimeni nu s-a interesat să facă ceva turistic. Sunt, bineînțeles, în colina aia care are un diametru de vreo 300 de metri și are înălțime de vreo 60-70 de metri. Sunt artefacte, sunt arme vechi, pumnale, obiecte de aur, de argint, ulcele, tot ce se folosea acum 6.000 de ani de civilizația care a trăit înaintea noastră pe aceste pământuri. În momentul ăsta ne apropiem de comuna Budeș, care pe vremuri Ceaușescu a vrut să o facă oraș. Nu prea așa prozaic. Pe aici e locul unde Dâmbovița se varsă, se unește cu Argeșul care vine din munți. Argeșul mai curat, Dâmbovița un pic mai poluată, dar mă rog, așa e, dacă trece prin capitală, să mai și murdărește un pic. Asta e situația, asta e România eternă și fascinantă. Uitați, acum în 200 de metri intrăm deja în comuna Budești. Suntem la vreo 20 de kilometri de Oltenița. Sper să vă iasă niște vloguri de călătorie frumoase. O să vă arătăm două lacuri frumoase din zona asta, între Oltenița și Călăraș, adică lacul Mostișa, care sperăm să prindem și niște pește acolo, adică să cumpărăm niște pește, că n-avem undițele cu noi. Și după aia, aproape de Călăraș, uitați, acum am trecut Dâmbovița, care merge la dreapta, se unește cu Argeșul. Acum suntem deja la intrarea în comuna Budești. E o comună cam 90% de romi. Așa a fost întotdeauna. Mulți bombardieri erau pe la Slobozia, pe la Poarta Albă, acum câțiva ani când eram la Răcoare. Mă rog, zona săracă, să zic așa, tot timpul conflictuală, mă rog, asta e România noastră eternă și fascinantă. O să vă facem un vlog și la lacul Rasa, care e aproape de Călăraș, poate cumpărăm și niște pește așa în direct sau poate, dacă avem noroc, să găsim niște pescari acolo, să vă facem un vlog în direct și să vă arătăm niște pește de-al nostru românești, crab, caras, ce găsim pe acolo, plătică, șalău, poate. Vedem cum avem norocul, suntem la plezneală, dar sper că o să vă facem un vlog plăcut care o să vă fascineze. Asta e țara noastră, cu bune și rele. Alta nu avem, dacă nu ne convine trebuie să facem o țară mai frumoasă, mai luminoasă. Deci uitați acum, pentru că comuna asta nu e așa de mare, deja ne apropiem de ieșirea din Budești. Cum să vă zic, a căzut ceva zăpadă pe aici, un pic de noroi ca la țară, mă rog, la țară nu e ca la București, știți? Și după aia iarna nu e ca vara, vara e mai simpatic, dar
vara fac, toată lumea fac vloguri, noi facem iarna când e mai răcoare, știți, ca să nu ne dușim. Aici, pe partea dreaptă, avem o lizieră de pădure care străjuiește malul Argeșului, care se varsă în Dunăre în fața noastră. După cum vedeți, nu e traficul foarte intens. Normal, orașul Oltenița a devenit, de fapt, un dormitor. Oamenii dorm în oraș, dar de fapt muncesc toți la pază, la curățenie, la, eu știu, babysitter până la București, pentru că zona asta e complet defavorizată. Oricum, mi se pare, e câmpia română, dar nu e așa ca la munte, dar mi se pare totuși frumos. Eu sunt născut aici, la Oltenița, în fața noastră. Uite, am intrat în Șoldanu. Eu sunt născut în zona asta și mă simt acasă, chiar dacă e plată ca în Parmă, mi-aduce un pic aminte de Olanda, care era ca în Palmă, dar e totuși zona în care m-am născut. Îmi simt rădăcinile aici, chiar dacă în momentul ăsta stau în București, mă simt legat de bucata asta de pământ a României. Nu contează că nu e Dubaiul sau Miami, e locul în care m-am născut, unde am rădăcinile, unde am mormintele părinților, ale surorii mele și ale familiei mele. Uitați o biserică frumoasă aici la Șoldanu. Sunt și aici câteva lucruri frumoase, dar mă rog, asta e, facem și noi cu ce putem, cu ce avem la îndemână. Acum ieșim din Șoldanu. Deci ne apropiem de Oltenița, mai avem câțiva kilometri, cam în jur de 17-18 kilometri și ajungem la Oltenița. O să vă filmez casa, de fapt cantonul în care m-am născut. E între Oltenița Nouă și portul Oltenița. E un canton, acum e părăsit. Mai era locuit acum 10 ani când am fost pe fugă, m-a alergat miliția Oltenița. Mai era, uitați cum arată aici zona, e înzăpezită, mi se pare prozaic. Nu e, aici avem deja unde să văd paralelele alea regulate, e deja, uitați, se vede deja Argeșul, cred că îl vedeți și voi, eu îl văd aici cu ochiul liber, suntem paralel cu Argeșul. După cum vedeți, câmpia română e sub zăpadă, dar pătura asta de zăpadă e bună pentru recoltă, că protejează semințele care sunt în sol, le protejează ca să nu înghețe, e ca un fel de cuvertură care le protejează. Avem o lizieră de pădure aici, în partea dreaptă, că cam pe tot parcursul Argeșului sunt liziere mai lungi sau mai scurte de pădure care protejează albia râului, să zic așa. Deja acum intrăm pe o zonă de verdeață unde s-a mai topit zăpada probabil. Deja probabil că a început să încolțească un pic, eu știu ce-o fi pe aici, sfeclă sau altceva. Uitați aici, liziera de păduri, care de pădure care protejează râul Argeș. E un fel de protecție, vedeți câmpurile înverzite. Deci, dacă vrea Dumnezeu, în 2-3 săptămâni aici o să fie totul verde, dacă o să vină primăvara. Cum vedeți, nu prea e multă bogăție, oamenii trăiesc modest, căsuțe mici, modeste, moștenite de la moși, de la strămoși. Nu prea s-a făcut multă avere în zona asta. În depărtare avem pădurile care, pentru că ne apropiem de Dunăre și acolo e fâșia de la Dunăre, fosta fâșie, sunt liziera de pădure mai lată și mai lungă, paralelă cu Dunărea. Avem un lac mic aici. Avem un micuț lac pe stânga. Fiecare încearcă să-și
să-și pună și el saci în căruță. E cam multă sărăcie, dar ce să facem? Asta e România noastră. Am intrat deja în comuna Curcani. Așa, deci mai avem puțin până la Oltenița. Ducă pe stânga și pe dreapta niște brazi. Era și o biserică pe aici, adventistă, pe stânga, să văd dacă n-am trecut de ea. Era făcută de un român de prin Canada, dar în comuna asta sunt doar vreo 3-4 adventiști, vă dați seama. A făcut o biserică adventistă pentru 4 enoriași. Mă rog, e gustul omului și banul lui, n-ai ce să-i faci, fiecare face ce vrea. Uitați cât că asta e biserica adventistă. Da, asta e biserica adventistă de la Curcani, aproape de ieșirea din Curcani. Gata, în momentul ăsta am ieșit din comuna Curcani, ne apropiem de Oltenița. Pe partea dreaptă se vede liziera de copaci care străjuiește Argeșul, e mai densă, mai lungă și mai compactă. Mai există aici în sudul Dunării și din când în când, țin minte că acum 10 ani, am surprins odată într-o dimineață când mă duceam să caut urzici, am surprins un grup de 7 căprioare frumoase, foca, la vreo 80 de chile fiecare, și era un șir indian, că ele m-auziseră pe mine, eu nu le-am auzit, și au luat-o la fugă în șir indian, de o frumusețe rară. E o zonă plină de fazani sălbatici. Când trăiam, am trăit un an de zile în afara orașului, în apropierea colinei Gumelnița. În fiecare dimineață mă sculau cocoșul, striga femeia, știi, are un anumit sunet și o căuta. Și tot timpul mă trezeam cum cocoșe, când cocoșe ea și căutau femeia. Și după aia, odată, sacioase acolo, lângă cu colina Gumelnița, O haită de mistreți, mistrețul, purceaua și vreo 3-4 godași de aia mici, cu dungulițe, beș, maronii, erau foarte frumos, mâncau, uitați aici avem fabrica de la Valea Roșie, care v-am zis că uitați arată, e o ruină complet, distrusă complet, din 5.000 de muncitori, nu știu dacă mai sunt vreo 100 pe aici, ia uitați-vă și voi. Deasupra scrie trăiască România, dar care România nu știm. Aici e un șmecher care și-a luat niște tiruri, aici e o casă părăsită, niște două blocuri părăsite care nimeni nu se interesează să le pună pe picioare. Deci vă ziceam că acolo la colina Gumelnița era un grup de porci mistreți, porcul, scroafa și cu 3 godași de aia mici care umblau prin jurul colinei și mâncau știr, că e, acolo în zona aia e plin de știr și veneau și mâncau știr. Erau de o frumusețe rară, dar erau și periculoși, știți că dacă te ia mistrețul ăla în colț, ești gata. Mai avem 7 km până la Oltenița. A început să plouă deja. Aici, în dreapta, o să vă arăt groapa lui Cojoacă, unde am stat ascuns câteva luni, că mă căuta poliția de la Oltenița. Aici e o baltă al unui bulgar care a fost directul, să mai vede, parcă, e un bulgar însurat cu o româncă, care a fost director de circ, a avut circ și acum mai avea câteva alpaca pe aici sau câteva lama rămase de pe vremea când lucra cu circul. În fiecare încearcă să se aranjeze și el aici cum poate. Hai că mai avem puțin și ajungem la groapa lui Cojoacă, unde am stat ascuns când mă căuta miliția Oltenița acum 10 ani. Vedeți în dreapta aici lizierele de pădure de la Argeș. Aici e o mică curbă și după aia vine groapa lui Cojoacă pe dreapta și fosta filatură din Oltenița pe stânga. M-
Mai avem 5 km până la Oltenița, până în oraș. Aici unde vă vorbeam, groapa lui Cojoacă, străjuită de mii și mii de copaci. În general vine lumea aici vara să facă picnic la pădurea asta de la groapa lui Cojoacă, în afara orașului, la vreo 2 km. Acum avem faimoasa filatura de la Oltenița, care a rămas cam o ruină. Să vede ce a mai rămas din ea, o clădire imensă, câteva spații au mai fost închiriate la anumite firme, s-au mai construit una și alta pe aici, dar în general, cum vedeți, multe ruine, mult fier vechi, cum să zic, arată un pic dezolant așa. Pe aici am făceam veacul acum 10 ani, cam între șoseaua asta București-Oltenița și ieșirea cealaltă în stânga e colina Gumelnița. O să vă arătăm după aia când o să intrăm pe Oltenița Călăraș. Mai avem 3 km până la oraș și asta e intrarea în Oltenița. Căsuțe, unele mai noi, unele mai vechi, fiecare, vorba aia, cine poate oase roade, cine nu, nici carne moale. Aici, pe dreapta, avem o mică lizieră de copaci plantați acum vreo 10 ani care au crescut. O să vă arăt o vilă imensă a primarului din Oltenița. Vă dați seama, făcută pe muncă grea de domnul primar. Așa, asta e intrarea de la Oltenița. Uitați aici, vila primarului de Oltenițe, o vilă de om sărac, după cum se vede. Așa, că știți cum se zice, cine împarte, parte își face. Asta e intrarea în Oltenița. Nu e faimoasă, dar mă rog, și aici trăiesc oamenii și aici sunt destine umane, sunt vieți. Lumea se iubește, se ceartă, fac copii, se despart, iar se însoară, nu știu ce, ca peste tot. E mersul lumii, mersul vieții. Aici suntem la intrarea în Oltenița. Orașul are vreo 4 bisericuțe, dintre care una de lemn. E mai exotică, așa, mai frumoasă. Sper că o să vi-o arătăm puțin mai încolo. Aici, pe dreapta, am avut o școală, aici avem o bisericuță. Oamenii, chiar dacă sunt săraci, tot cred în Dumnezeu. Aici se numește Laganovici, e răscrucea care duce la Călăraș, drumul ăla la stânga spre Călăraș. Noi am intrat deja în Oltenița, acum vă arăt turnul de apă al orașului într-un mic părculeț unde a fost bătaia cu strâmba lui Dodel acum vreo 80 ani. Strâmba lui Dodel, adică Tănase, care juca la Steaua. Ăsta e turnul de apă al orașului. După cum vedeți, e un părculeț și în spate e Aqua Park al fostului primar, unde a fost bătaia între interlopii din Oltenița și fost iubit alu Diana Gurășoaie, supranumită Strâmba, până discotecile bucureștene. Uite, văd că s-a mai construit ceva aici nou, ăsta nu știam, nu știu ce, supermarket ceva. Aici pe stânga sunt buticuri, barăci, unde se vând tot felul de mărfuri, în general chinezești. Ăsta e orășelul Oltenița, un orășel de 26.000 de locuitori. Cochet vara, dar multă plictiseală, pentru că aici spunea primarul că dacă nu bei, n-ai ce să faci. Te plictisești în orașul ăsta dacă nu bei. Dacă a devenit dormitor, mi se pare logic. Aici tribunalul unde am fost arestat acum 10 ani, tribunalul din Oltenița. Primăria din Oltenița o avem aici pe dreapta. Aici e un fost complex care și ăsta e ruină. Fostul cinematograf al orașului și ăsta e ruină. L-au luat și pe ăsta șmecherii. Aici
au fost clubul SNO, care se vede acolo și asta e primăria, în momentul ăsta vedem primăria orașului, asta e strada pe care am stat acum 10 ani cu mama mea, o să vă arăt și locul unde era casa mea care s-a dărmat între timp, aici e Condra care face cămăși pentru străinătate, aici e liceul Neagoe Basarabi, liceul care la 100 de metri de casa mea se vede o clădire veche de pe vremea burgheziei, arată frumos. Aici e Igo, cum să zice ăștia, cu apa, cu canalizarea, nu știu ce. Aici am ajuns, uite, fosta mea casă e aici. Hai, dă-i înainte, dă-i înainte. Aici a fost fosta mea casă, care m-a lăsat nepoată mea fără ea. Deci, camarazi, în spatele meu am cantonul ăsta. În cantonul ăsta m-am născut acum 70 de ani, pentru că lunea acum, pe 1 februarie, fac 70 de ani. M-am născut în cantonul ăsta aici, pe 1 februarie 1951, deci acum 70 de ani. Era părăsit, văd că se pare că mai locuiește cineva în el. Cum să zic, n-arată nemaipomenit, dar asta e viața omului, asta e soarta omului. Aici m-am născut, tatăl meu era picier la cantonul ăsta, trăia cu mama aici. Aici era o șură de paie, când tata era la șura aia de paie, tatăl meu era să omoare băiatul unui vecin care fugise de acasă și s-a ascuns în șura de paie și l-a depistat cățelușa noastră și l-a mirosit și a început să latre și a ieșit tata cu furca, era să-l omoare. Astea sunt ale vieții. Deci aici m-am născut, camarazi, acum 70 de ani, pe 1 februarie 1951. E locul de care, să zic așa, aparține sufletul meu. Chiar dacă arată așa jalnic, asta e, n-ai ce să-i face viața omului. Ne apropiem de ieșirea din Oltenița Nouă. O să vă arăt biserica de lemn, e frumușică. Da, uitați să vede biserica de lemn, uitați biserica de lemn, ia uitați ce frumoasă e, cochetă, sper că o să putem să vă rădăm ca lumea după aia. Acum ieșim spre portul Oltenița, o luăm pe șoseaua portului Oltenița. Avem în stânga pompierii, aici era o groapă pe vremuri, acum s-a făcut pompierii, s-au mai făcut niște blocuri care văd că nu s-au terminat, aici un liceu, aici sunt dormitoare de nefamiliști, amărăciună, sărăcie mult, aici e tot un liceu. Aici ieșim spre portul Oltenița, se vede deja, în față se vede deja Bulgaria, dealurile care se văd în depărtare sunt Bulgaria. Aici e o clădire făcută nouă, probabil de niște șmecheri sau de arab, de ceva, că zona asta, multe lucruri. În spate acolo se vede șantierul naval fost, care acum e o ruină.